Astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Tineretului, iar cu acest prilej deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Partidul Social Democrat a susținut întotdeauna noile generații și astfel a pregătit noi proiecte dedicate special tinerilor. Astăzi, de ziua națională a tineretului, vreau nu doar să le transmit la mulți ani tuturor tinerilor din România, ci să-și atrag atenția asupra a trei proiecte dedicate special acestora, pe care Partidul Social Democrat le-a inclus în programul Sprijin pentru România. Ajutor financiar pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro pentru tinerii care nu pot avea copii din motive medicale. Ajutor financiar sub forma unui credit garantat de stat pentru familiile la început de drum. Ajutorul financiar sub forma unui credit garantat de stat pentru studenții din România. Acest mesaj a fost transmis de deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, care întotdeauna a susținut proiectele benefice pentru români și pentru România. Mai mult decât atât, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, doamna Gabriela Firea, a anunțat că se află în lucru alte două mari proiecte, mai precis noua lege a tineretului și strategia națională pentru tineret. Nu pot trece peste declarația fostului premier domnul Câțu, care, după ce împreună cu colegii de la USR, a condus țara într-o criză fără precedent, s-a trezit că vrea iar alianță cu ei. Îmi pare că domnul Câțu caută să bubuie iar în România în contextul războiului și al crizei economice. Este profund dezamăgitor să observ cu câtă ardoare își dorește fostul premier să devină iar relevant, a mai declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. De asemenea, acesta a vorbit și despre un alt aspect care necesită lămuriri, cel al răspunderii penale a angajaților pentru reținerea și neplata contribuțiilor sociale. Sunt de acord că angajatorii evazioniști trebuie sancționați dur, însă trebuie făcută o diferențiere clară între aceștia și cei care nu își permit plata contribuțiilor din motive obiective, cum ar fi restanțe de încasat de la bugetul de stat. Proiectul de modificare a legii nu a primit încă avizul Ministerului Justiției, dar să fiți convinși că vor fi dezbătute toate aspectele înainte de a deveni operațional. Au apărut în ultimul timp mai multe afirmații îngrijorătoare, conform cărora Consiliul Concurenței efectuează anchete abuzive cu scopul de a favoriza anumiți competitori de pe piață. În perioada următoare vor avea loc audiere ale conducerii acestei autorități, iar dacă afirmațiile vor fi probate și dovedite, responsabilii vor fi trași la răspundere, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu.